Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii România votează, alegeri 2020. Invitații mei de astăzi sunt domnul Cornel Marius Stivadar, candidat al Partidului Național Țărănesc Maniu Mihalache pentru Camera Deputaților, și domnul Șiman Gheorghe, candidat la Senat, tot din partea PNțMM. Bună seara și bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Domnule Șiman, începem discuția în această seară cu dumneavoastră. Ce v-a determinat să candidați pentru Senat? Revenirea partidului nostru este o necesitate pe șicherul politic al politicii românești. Ne-am dispărut în condiții neplăcute și istoria noastră recentă a avut multe sincope. Am revenit acum readucând pe șicherul politic un partid, partid istoric, care este purtătorul moralității dintre toate partidele câte guvernează și participă la politica românească. De ce spuneți acest lucru? Pentru că se clamează deosebit de mult lipsa moralității. Într-adevăr, ne aducem aminte și toată lumea știe că moralitatea a dispărut odată cu dispariția seniorului Corneliu Coposu. De atunci s-au infiltrat în politică tot felul de impostori, tot felul de neaveniți, tot felul de oameni doritori de îmbuibare. Oameni care s-au dus în Parlament, fie șef de scară, fie de aici începem cu profesiile care sau meserile care le-au avut și au ajuns milionari. Nu este corect. Noi facem parte dintr-un partid, nu singurul, mai este un partid istoric, care participanții lor, făcând politică pentru România, s-au dus cu averea lor și și-au cheltuit averea lor acolo. Nu au jegmănit țara ca să ajungă pe poziții bune în urma situației politice pe care și situația care avem noi acum în țară. Fiecare o simțim. Este nevoie și simțim și noi și cred că și alegătorii din această țară simt nevoia partidului nostru înapoi în Parlament. Care credeți că sunt șansele pentru acest partid, ținând cont că nu a fost unul activ, nu este unul foarte mare comparativ cu altele care sunt acum pe scena politică din România? Trebuie să fim conștienți de faptul că nu avem o sarcină ușoară. Multe puteri politice s-au străduit să ne desființeze. Securitatea a avut serviciu pentru a desființa cele două partide istorice. La noi au reușit. Activitatea a fost mai activă și mai... Probabil că au fi fost ajutat și din interior, infiltrații. Eu fac parte din partid, din structurile de conducere la nivel național din 1995. Deci cunosc situația de acolo. Am cunoscut eu pe cei infiltrați, securiști, care nu ne-au adus servicii decât de servicii și ne-au dus în situația în care suntem. Iar în ultimii 10 ani, ceea ce s-a întâmplat cu un impostor care a pus mâna pe partid este de-a dreptul de plâns. Nu ne-am lăsat. Cei care am dorit într-adevăr să ducem mai departe politica național țărănistă, ne-am regrupat, ne-am adunat și am format acest partid, Partidul Național Țărănesc Maniu Mihalache, un partid purtător a numelui celor doi care au înființat acest partid. Este nevoie de noi, simt și simte lumea. Acum când a început campania electorală, primesc telefoane pe alte căi mediatice, suntem felicitați, ne spune, încurajează să continuăm, care va fi scorul în final. Depinde de, nu de noi, depinde de cei care merg la vot. Sper să își deschidă inimile, să gândească cu mintea, să voteze cu sufletul și în mod sigur atunci se va întâmpla ceea ce își dorește fiecare, o schimbare. Reapariția Partidului Național Țărănesc Maniu Mihalache în politica românească activă va fi un lucru benefic, sunt sigur de aceasta.
Și acum revenind la prima întrebare, acesta este motivul pentru care candidați? Revenirea partidului în scena politică activă din România? Sigur că da. Dorim schimbare, dorim reintroducerea moralității în politica românească. Îmi spunea un confrate de-al nostru odată, zice, auzi, moralitate în politică, la care eu i-am dat un răspuns. Sigur că da, fără moralitate ajungem aici unde suntem acum. Este absolută nevoie de moralitate. Suntem un partid care nu avem traseiști, nu am acceptat pe nimeni din alt partid, suntem cei care sau urmașii noștri din familiile noastre sau oameni care au dorit să intre în politică și să facă o politică curată. Deci nimeni nu poate să ne arate cu degetul că am fi beneficiare a cărui oarecare bunăstare care ne acordă guvernele, politica românească, nimic. Tot ceea ce facem, facem pe banii noștri, facem din suflet, facem cu dăruire față de ceilalți care fac din banii publici, din banii cu sudoarea, câștigați cu sudoarea frunții de către oameni, ei îi cheltuie în campania electorală. Noi nu. Noi cu resursele proprii, având această resursă și puterea noastră de propagandă politică este mai redusă. Dar, repet, sper ca oamenii să gândească cu capul, să voteze cu sufletul sau indiferent cum, dar să lase interesele deoparte. Domnule Tiva, dar dumneavoastră veniți din învățământ, ce v-a determinat să candidați, de ce vreți să faceți politică? Eu sunt profesor de matematică la Colegiul Național Dragoș Vodă. Și am o tradiție în spate. Tatăl meu a fost deținut politic și eu m-am dus pe aceeași direcție. Așa că m-am înscris în partid în 96. De ce ați ales să candidați pentru Camera Deputaților? Doresc să promovez creștin-democrația, de am ales și partidul, da? Candidez în Camera Deputaților pentru că doresc să promovez interesele Sighetului, da? Vedem ce se întâmplă în ultima perioadă, da? Dezastru care este aici și în împrejurim și atunci consider că trebuie să fie un reprezentant al Sighetului și nu numai al Sighetului, zic al Maramureșului istoric, în Parlamentul României. Altfel, ajung cei de dincolo de deal și eu zic că și zona asta trebuie să fie reprezentată. Așa cum și la Senatul României consider că trebuie să fie reprezentat. Da? Domnul Șiman s-a născut aici, în Sighet, da? Și eu zic că doi sigheteni pot să promoveze interesele Sighetului. Este o perioadă dificilă pentru noi toți din cauza pandemiei de coronavirus. Sunt multe restricții în vizoare, sunt și localități carantinate din cauza numărului mare de persoane infectate. Cum decurge campania electorală pentru dumneavoastră? Greu. Greu, deoarece ne limităm doar la discuții stradale, întâlnire cu unul, doi prieteni. Apelăm la alte canale mediatice. Mai există și altele unde mare neajuns care ne încearcă îndeoseb partidele mici este și lipsa posibilității de a ne face cunoscuți prin afișele electorale. Cine le-a gândit? Le-a gândit pentru cei care le-au avut făcute dinainte de campanie electorală. Noi nu mai avem spațiu nici de afișare, dar cine ne vede își propagă ei din gură în gură, ce, mă, a apărut iar Partidul Național Țărănesc? Da. Și putem să le spunem da, votați Partidul Național Țărănesc Maniu Mihalache, deoarece este adevăratul partid cu adevărații oameni țărăniști în partid. Vis-a-vis de activitatea noastră în această perioadă critică cu acest coronavirus, mi-e pare rău că se spune că e nou coronavirus. Eu fiind medic veterinar vă spun că coronavirusul în lumea animală este cunoscut de mult. Păcat că cei care propagă asemenea idei sunt în afara cunoștinței, sunt total în afară, nu cunosc treaba, că este o altă tulpină, da. Mă întristează rău când se face propagandă din anumit nivel, din anumite partide care contestă virusul. Virusul nu are parte politică. Virusul este o parte din noi deosebit de rea, toxică. Trebuie să scăpăm de el, așa cum trebuie să scăpăm și de cei care îl neagă. Nu poți să negi moartea, cei care mor de coronavirus.
Vom fi având și comorbidități, dar cei care au numai coronavirus, aia nu mor de plictiseală, mor pentru că este greu. Și trebuie să înțelegem. Noi suntem un partid care promovăm înțelegerea și percepția oamenilor de pericolul acestei entități morbide. Trebuie să ascultăm sfaturile specialiștilor, pentru că nu sunt puși degeaba acolo. Cine crede că se politizează și aceasta, sau dacă se politizează excesiv, este dăunător, și de aceea ajungem în această situație. Nu este bine nici confesional și nici politic să ne punem cu sănătatea noastră. Dumnezeu ne-a dat sănătatea, noi trebuie să o grijim, dar să ne grijim așa cum trebuie. Și sfaturile, eu ca medic veterinar spun că sunt deosebit de bune. Mulți vin și îmi spun, zice, domnule doctor, suedezii de ce nu au? Păi da, suedezii nu trebuie să-i spună nimeni, spală-te pe mâine, să spală de când să nasc. Dacă noi suntem la acest nivel de educație, vrem să trecem peste acest hop, să ajungem și noi la nivelul conștientizării necesității de la igiena personală până la igiena mentală. Autoritățile fac zilnic astfel de recomandări, să sperăm că într-un final lumea va înțelege și o să trecem peste această pandemie. Aș vrea să vă întreb, din discuțiile pe care le-ați avut atât față în față, cât și în mediul online, pentru că spuneați că și prin alte căi faceți acum campanie electorală, ce vă spun oamenii? Ce așteptări au de la cei care vor ajunge parlamentari? Să fim cei care am fost. Lumea ne-a perceput, cei care au mai prins perioada până în 2000 au rămas cu percepția la ceea ce a făcut Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat. Și ne-a spus, bă, mulți erau într-o dilemă. Ce, bă, tu ești cu ăla? Nu. Noi am creat acest partid, Maniu Mihalache, exact ca să putem aduna pe cei care cred într-adevăr în ideologia național-țărănistă. Trebuie să, și lumea așa o percepe, așa ne percepe, ca venind să fim aceia, să nu ne schimbăm, ori fiind aceiași oameni cu cei tineri care vin după noi, ne fiind traseiști, ne vin, venind cu altă ideologie, din alt partid, nu putem să fim alții. Suntem aceiași și asta o vom promova și în continuare. Moralitatea creștină, democrația, familia, lucruri pe care se uită acum. Domnule Tivadar, dumneavoastră sunteți cadru didactic. Mă gândesc că știți foarte bine ce probleme sunt acum în sistemul de învățământ. Cum credeți că ați putea ajuta din calitate de deputat? Deci, legat de sistemul de învățământ, a apărut o mare problemă. Da? Eu consider că învățământul trebuie să se facă față în față. Deci asta e părerea mea. Altfel, e foarte complicat. Dacă voi ajunge parlamentar, voi susține parlament, dacă epidemia va continua, să se facă învățământul față în față, doar dacă apar cazuri, câteva cazuri într-un liceu, într-o școală, doar atunci să se facă școala online. Altfel, avem numai de pierdut, mai ales elevii au de pierdut. Odată cu trecerea asta la școala online, s-au descoperit multe deficiențe în școlile din toată țara. Încă sunt elevi care nu au primit tablete nici până acum, sau nu au curent, nu au internet. Cum ar putea fi rezolvată această problemă? Evident, cu bani, că altfel nu se poate rezolva. Această problemă trebuie rezolvată de Guvernul României. Deci trebuie să gestioneze situația mult mai bine. Trebuie să-și dea seama care va fi situația. Oricum ei aveau informații că va continua boala și virusul se va răspândi. Și eu am trecut prin această situație, da? Am scăpat acum 3 săptămâni și cu această ocazie țin să le mulțumesc celor implicați, da? Din Spitalul Sighetean, da? Tuturor medicilor, tuturor asistentelor care și-au făcut datoria cu brio. Dar apare o altă problemă care am sesizat-o acolo, că trebuie să se facă o nouă construcție, cel puțin o nouă construcție, pentru încăperea de la boli infecțioasă. Deci trebuie mari investiții, că altfel nu se poate. Deci trebuie asigurate condiții normale, umane, și asta se poate rezolva doar discutând cu ceilalți parlamentari, da, din județ, și insistând la guvernul care va fi.
Printre obiectivele PNTMM se află și atragerea fondurilor europene sau care ar fi sursa de finanțare pentru multele investiții de care ar fi nevoie în România? Și până acum s-au atras fondurile europene, doar nu s-au folosit. Nu s-au folosit pentru că sunt urmărite în mod deosebit. Sunt urmărite așa cum trebuie. Iar cei care le-au atras nu au putut să-și însușească din ele. Și decât să facă ceva, mai bine nu au făcut nimic. Fondurile europene sunt o necesitate. Sigur că se vor cere fondurile europene. Chiar ascultam acum o situație în care mulți spuneau, domnule, așa ne dau banii noștri care îi dăm acolo, îi dăm înapoi. Nu. Aportul nostru, dar să cheltuim banii care îi primim, este de 4 ori mai mult decât ceea ce dăm. Vis-a-vis de, să revin la, mi-am adus aminte de o declarație a celui mai puternic om politic vis-a-vis de coronavirus. Spunea ieri, purtarea măștii nu este o modă, este un act patriotic. Deci cei care contestă existența coronavirusului ar trebui să se regândească. Îmi cer scuze pentru revenire. Sau să facă o vizită la spital. Deci fondurile europene, dacă se folosesc așa cum trebuie, de bună seamă țara noastră are de câștigat. Mi-aduc aminte că au fost țări care au aderat la Uniunea Europeană cu mulți ani înainte. Un exemplu clar, Portugalia. Au stat mai prost decât am stat noi în momentul aderării, dar folosind eficient fondurile europene, ei au ajuns acolo și noi suntem aici. Deci exemple avem de tot felul. Avem Polonia, care este din același sistem politic cu noi desprinsă. Ei au folosit într-un fel, noi în alt fel. De aceea trebuie să se schimbe clasa politică. Trebuie să știe ceea ce este al meu de drept, îl iau, dar ceea ce este pentru altul și pentru țară, îl las acolo. Nu am dreptul să mă îmbogățesc eu pe spinarea țării. Asta este în primă măsură, bineînțeles, că vin cele cu specialiștii care știu ce trebuie să facă. Dacă noi avem specialiști în a ușura fondurile și pe urmă trebuie să le returnăm. Asta este partea cea mai dureroasă. Spuneați la începutul emisiunii că este nevoie de o schimbare în România. Care sunt, din punctul dumneavoastră de vedere, problemele cu care se confruntă România acum și care ar putea fi rezolvate de viitorii parlamentari? Prima, corupția. Corupția este la niște, la un nivel inimaginabil. Nu se poate să te duci și să-ți spună în față, îmi dai atâta să rezolvi treaba aceasta. Este imposibil. Corupția. Trebuie aduse la un nivel normal justiția, justiția să fie justiție, nu injustiție. Cei care ne cercetează trebuie să fie oameni onești, nu să fie ei cei corupți care vin să mă întrebe pe mine de ce am făcut asta, când ei fac, îmi dau cu totul alte... Deci toate instituțiile de forță sunt, trebuie aduse la nivelul democratic, pentru că aici noi avem o problemă mare cu pregătirea cadrelor. Vin cei care fac controlele pe străzi și unde, și am întrebat, voi ce sunteți? Ce sunt ei acum? I-am întrebat, cine v-a pregătit? Păi aia de atunci, nu puteți să fiți altfel. Profesorii lor fiind cei care ne-au terorizat înainte de 89 să fie profesorii lor astăzi și să vină să-mi dea mie lecții de democrație și de cinste, este imposibil. Este imposibil. Noi trebuie să pornim de la bază, noi trebuie să schimbăm radical totul. Corupția, dacă dispare, este deosebit de bine. Moralitatea. Trebuie să fim conștienți că dacă am ajuns acolo, eu sunt trimis acolo de alegători. Pe mine m-au trimis făcându-le promisiunile care le-am făcut în campania electorală. Păi nu mă duc acolo să mă gândesc, domnule, mie nu mai îmi place aia, eu trebuie să fac... Nu aș vrea să dau exemple concrete, că ar trebui să atac persoane și nu este corect. Dar ca idee, acesta este schimbarea. Deci nu e mare filozofie, nu trebuie. Oamenii trebuie să iasă la vot. În primul rând trebuie să iasă la vot. Absenteismul îi aduce tot pe ăștia la putere. Cum credeți că va fi prezența la vot, ținând cont că sunt oameni care nu sunt de acord cu organizarea alegerilor în 6 decembrie? Din cauza situației epidemiologice. Gălăgia este mare. America este într-o stare mult mai dificilă. Când noi și alegerile au avut o prezență record și situația lor epidemică este mult mai gravă decât a României. Se poate, numai să vrem.
cei care nu vor să facă, să nu se ducă ăia, dar culmea, chiar ăia se vor duce și nu se vor duce oameni de bună credință. Deci, esențial este să iasă lumea la vot, la locale. Mi-am luat mănuși, mi-am pus mască, 2 minute am intrat în sală și am ieșit afară. Care e baiul? Lumea trebuie să conștientizeze, să iasă. Iar cei care fac propaganda acum să nu iasă, să vedeți cum se care cu mașinile din nou, să se ducă să voteze. E, asta trebuie să înțeleagă lumea și cei mulți. Și necazul este că mă întreabă lumea, dar cum ajung ăștia în Parlament? Cum ajung ăștia la guvernare? Pentru că oamenii cinstiți stau acasă. Ce, eu nu mă amestec cu ăia. Asta este necazul din 90. 90 a zis, lăsați, mergem noi, noi știm. Noi facem politică. Noi suntem din sistem. Din care sistem? Niciunul nu s-a născut învățat, nu s-a născut parlamentar sau guvernant sau ministru. Fiecare a învățat pe parcurs. Și dacă ar fi totuși să fie, sunt consilieri care sunt și onești, dar sunt și consilieri care te duc pe căi greșite. Important este să iasă lumea la vot și să voteze. Nu v-am spus, să voteze, că gândească cu capul, să voteze cu sufletul. Și noi participăm acum la această alegeri parlamentare, aceste alegeri parlamentare. Dar peste 4 ani vor fi altele. Eu poate nu o să mai particip. Dar ar trebui să se gândească cei tineri și corecți, nemânjiți, cinstiți, onești, să participe ei. Să nu le mai dea voie tot la ăștia. Un exemplu mai clar nu se poate decât ceea ce s-a întâmplat acum. Pot să dau nume unui partid? Spune. PSD-ul a exclus o groază de oameni. Mulți. Cei care erau profesioniști, parlamentari profesioniști. Și când s-au dus, zic, unde vă duceți? Noi vrem să facem o alianță cu Peru la locale. Unde s-au dus? Păi au schimbat pe toți cei cu care noi am discutat la locale, la Peru. Și s-au dus la PER, Partidul Ecologist Român, care trebuie să fie un partid ecologist, a ajuns o groapă de gunoi. Asta este durerea noastră, îmi cer scuze. Asta este durerea noastră, asta este durerea oamenilor. Eu l-am întrebat pe unul din candidați, de ce vrei să candidezi aici? I-am spus, nici nu-ți iau hârtia. De ce? Pentru că tu ai fost la PSD, ce cauți aici? Păi da, m-au dat afară. Ei cred că nu se poate face politică fără ei. Nu poate merge în România. Acum mai bine. Acum fiecare partid funcționează după regulile lui, indiferent dacă au fost exclus sau au plecat de bunăvoie pentru că și-au dorit o schimbare. Aș vrea să vă mai întreb, pentru că de multe ori se spune că România este în situația în care este pentru că nu sunt oameni pregătiți în Parlament sau puși pe diferite funcții. Credeți că Partidul Național Țărănesc, Maniu Mihalache, are oameni pregătiți pentru a ne reprezenta în Parlament? Domnișoară, vă spuneam acum, nimeni nu s-a născut învățat. Au învățat pe parcurs. Pregătiți profesional, avem. Perfecționați, se poate acolo. Se poate, pentru că sunt totuși oameni onești și în guvern. Să zic în guvern. În Parlament, doamne, acolo sunt, nu se poate să meargă cu numărul ăsta mare de parlamentari. Este imposibil. Avem imediat cât americanii. Reduse posturile de parlamentar, se va face o triere. Dar frică mie că tot din ăștia se vor infiltra, pentru că ăștia au bani, ăștia își fac propagandă și indirect, cum ei, tot există mita electorală. Dacă românii vor conștientiza și nu se vor lăsa păcăliți de aceste trucuri, avem șanse să avem un parlament curat, cu Partidul Național Țărănesc, Maniu Mihalache, cu, probabil urmea apare și partide de astea alte mai noi, cu nemulțumiții din, poate nu din alte partide, nemulțumiții de ceea ce se întâmplă în viața de zi cu zi. Și șanse sunt. Condiția este una, mă repet, îmi cer scuze, lumea trebuie să iasă la vot. Absenteismul îi ajută tot pe ăștia care fac gălăgia. Mai avem doar 2 minute din această emisiune. Aș vrea să vă rog să transmiteți un mesaj celor care ne urmăresc acum. Domnule Tivadar? Eu îi chem la vot să iasă număr cât mai mare și să susțină alți candidați, nu pe cei care au fost până acum, da? Să susțină creștini democrații, țărăniștii, care promovează valorile morale și nu numai dreptatea socială și îi așteptăm la vot să voteze PNCMM. Poziția 7 pe buletinul de vot.
cum am mai spus, schimbarea se poate face într-un singur mod. Ieșiți la vot. Votați Creștin Democrația, Moralitatea, votați Partidul Național Țărănesc Maniu Mihalache, care se găsește pe buletinele de vot și la Senat și la Camera Deputaților, pe poziția 7-a. Este singura modalitate de a schimba ceva în România. Domnilor, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și vă mai așteptăm și altă dată. Noi vă mulțumim. Luăm o scurtă pauză de publicitate, rămâneți alături de programele TV Sighet.